Cum pot să îmi accelerez business-ul fără să pierd controlul? Suntem într-un context excelent de piață în momentul ăsta. Am avut o creștere de aproximativ 50% în ultimii 8 ani și nu am avut niciun an pe minus. Am fost 50% să înțeleg an de an. an de an cifră de 50%. afaceri, da. Ok. Când a venit pandemia, am avut 74% creștere, iar acum avem aproximativ 54% și o cifră de 10 milioane de euro la sfârșitul anului 2021. Spune puțin, Însă, explică puțin business să-l înțelegem pe scurt. vindemieftin.ro inovează comerțul cu materiale de construcții, îl mută în online, unde facem consultanță. Și mai mult de atât, facem o rupere a lanțului clasic de comerț prin faptul că livrăm direct din fabrică la client direct sau la specialistul care folosește materiale, fără ca marfa să mai treacă printr-un depozit clasic, cum este în cazul comerțului cu cheltuieli. De fapt, voi faceți ce face blockchain-ul în partea monetară și în multe alte chestii, voi o faceți în materiale de construcții. Pentru că, până la urmă, pentru clienți și, până la urmă, în partea asta merge lumea, intermediarii sunt cei mai scumpi. Lucru pentru care lucrurile costă mult în multe din industrii este pentru că produsul pe care tu îl vrei, pe care tu te duci să-l cumperi, a trecut probabil pe la 3, 4, 5 intermediari, poate a trecut 2, 3 vămi, poate s-a mutat de pe un vapor, pe un tren, pe un tir și așa mai departe. Și fiecare dintre acești intermediari trebuie să câștige, trebuie să facă profit în contextul ăla. Și cred enorm de mult în orice business care elimină intermediari, pentru că este spre beneficiu celui care produce, este spre beneficiu clientului final și doar scoate căpușele din schemă. Căpușe care de cel mai multe ori nu aduc nicio valoare. De asta mulți distribuitori, oameni care sau companii care nu fac altceva decât să cumpere de aici și să vândă aici, și mai ales care sunt într-un lanț de distribuție, o să vadă în anii care urmează o schimbare a businessurilor lor radical. Și de asta mi s-a părut absolut aberant ce ți s-a spus ție la Arena Leilor. Deci mi s-a părut, deci, total aberant să nu vezi că în partea asta merge lumea, să nu vezi că eliminarea intermediarilor pe un lanț de distribuție este unul dintre cel mai bune lucruri pe care se pot face și în care câștigă și furnizorul și producătorul, câștigă și clientul, mi se pare. Dar, în fine, zi-mi puțin câți angajați ai în acest moment. Avem 39 de salariați și 6 colaboratori. 6 colaboratori, franciza pe care am început-o la începutul anului se numește Depozit Virtual și facem de fapt o francizare a forței de vânzări, a sales-ului. Practic, luăm vânzătorii deja pregătiți din piața materialelor de construcții, le dăm o grilă foarte avantajoasă de a lucra sub umbrela noastră, sub brandul nostru, și ei pot câștiga dublu sau chiar triplu decât ar câștiga ca un angajat normal. Iar asta pe mine mă face să. Înțeleg mai bine un fel de Uber pentru sau un fel de Glovo, chestii de genul ăsta pentru construcții, nu? Exact. Pentru că fiind rămnicu sărat, am dat un anunț de angajez consultant vânzări și mi-au venit câte un CV pe lună. Și ai Și fost m-a săturat să schimb nevoit viața oamenilor. și ai fost nevoit să inovezi, ceea ce foarte tare, dragule. Bun, întrebarea ta era. Întrebarea mea este așa, am tot contextul, mai mult de atât de 6 luni
Am o claritate și o structură foarte bună în momentul ăsta în companie. Am implementat sistemul vostru și mi s-au clarificat dintr-o dată toate lucrurile. Mi-a rezolvat problema cu recrutarea și am foarte mulți oameni în așteptare. Și simt că este momentul să accelerez. Mi-am imaginat că aș fi luat o finanțare foarte mare. Am acces la resurse momentan destul de mari, pentru că business-ul nu are nevoie de bani să se financeze, pentru că ne finanțăm din banii clienților. Și atunci simt că eu pot să accelerez. Ideea este în felul următor: dacă un investitor ar fi venit și ar fi investit la noi în companie, ce ar fi făcut primul lucru? Și care ar fi fost primele lucruri pe care le-ar fi făcut și de ce nu pot să le fac eu fără acel investitor și să mai amân momentul ca să vină cineva și să mă Îmi ducă mai place departe. mă băiatul ăsta. Nu, e tare rău băiatul ăsta. Ideea e că ar fi o tâmpenie să te duci la investitori atât timp cât poți încă să scalezi cu banii tăi, banii băncii, banii furnizorilor. Da. Nu mergi la investitori până în momentul în care pur și simplu orice business, oricât de bine ar fi el stabilit în piață și mai departe, va ajunge într-un punct în care dacă vrea să continue să crească accelerat, cash flow-ul nu îl susține. Nu știu cum să-i explic mai bine. Deci sunt două puncte. Tu aici, să zicem, în punctul ăsta, tu ești ok cu cash flow, ești profitabil, toate lucrurile sunt ok. La punctul ăsta, care să zicem este 2x, 3x, 5x, din nou ești ok cu cash flow, din nou ești profitabil, totul e bine. Problema este că între astea două, dacă vrei să se întâmple cu o viteză mare, nu mai ești profitabil și nu ai un cash flow pozitiv. Și acolo intervin investitori. Dar până când ajungi într-un moment de genul ăsta, nu face absolut deloc sens, pentru că banii investitorilor sunt cei mai scumpi Da. bani. Prima oară, cei mai ieftini sunt banii prietenilor și ale rudelor și așa mai departe. Ăia sunt cei mai ieftini bani. După Banii care, proștii. după care sunt banii băncilor, banii furnizorilor, banii orice altă instituție de creditare normală, Banii clienților. banii clienților, după care sunt banii investitorilor și după care sunt banii tăi. Ăia sunt ultimii. Și de ce spun că pare foarte ciudat că de fiecare dată pun banii tăi ca cei mai scumpi bani? Pentru că în momentul în care poți să iei acei bani, orice bani ai nevoie, poți să iei din alte părți, clienți, bănci, investitori, este o tâmpenie să iei din buzunarul tău. Da. Și cel mai sănătos este să-ți ții banii tăi pentru momentele de oportunitate maximă. Cum se va dovedi că vine o criză foarte interesantă, nu știm dacă anul ăsta, anul viitor, dar vine, nu trebuie să spargă bula, nu se poate. Și atunci banii tăi, atunci au cea mai mare valoare, pentru că oamenii vor fi înfometați după cash și vei putea să cumperi lucruri care, în mod normal, ar trebui să plătești mult mai mult pentru ele. Dar pentru asta merită banii tăi. Acum, recomandarea mea este nu. Nu lucra cu investitori, dar continuă să cauți investitori. Este o diferență. La fel cum și când ai nevoie să recrutezi, continui să recrutezi. Continuă să faci relații cu acei investitori, continuă să te desparți puțin de acești mici investitori care apar pe la televizor și te duci mai mult să creezi relații cu VC-uri, să ai relații bune cu acele VC-uri atunci când vei avea nevoie, fie pentru business-ul ăsta, fie că găsești o altă oportunitate, o idee de business care poate fi pusă și să facă disrupt la o industrie și poți să o faci foarte rapid, tu poți să te folosești în momentul ăsta de
capitalul de trust, capitalul de încredere pe care l-ai creat prin businessul de succes pe care l-ai creat, prin modul în care l-ai crescut, prin inovațiile pe care le-ai făcut, tu din momentul ăsta ar trebui să te gândești că tu n-ai nicio problemă, ai nevoie de 10 milioane, ți se vor da 10 milioane. Ideea este unde ai probleme, este a găsi oportunități care să merite banii respectiv și doi, a găsi oamenii care pot să le pună în practică astfel încât tu încă să poți să mai ai o viață, că altfel ne trezim pe alte câmpuri. Dar, da, mergi cât de mult. Exact asta era problema mea. Mi-am dat seama că eu dacă aș lua acum, în momentul ăsta, 2 milioane, 3 milioane, 5 milioane de euro, nu aș ști ce să fac cu ei. Mm-hmm. Și de asta mi-ar fi trebuit o claritate, pentru că eu gândesc foarte mare. Eu gândesc în momentul ăsta că nu e nimeni în lumea asta care să vândă materiale de construcții în orice loc de pe glob. Uh-huh. Și noi putem să o facem. Pentru că avem tot sistemul, funcționează, l-am șlefuit timp de 8 ani, am fost căpați de sub vederea celor mari care ne-ar fi putut închide drumurile în primul an sau în primii ani, uh-huh. Iar acum suntem în targeturile furnizorilor. Uh-huh. Și simțim că ne vor. Uh-huh. Avem condiții din ce în ce mai bune, cheltuielile la comerțul clasic crește foarte mult, știm cu toții ce înseamnă regiile și costurile, și efectiv nu au nicio șansă. Pentru că simțim cum piața vine către noi. Eu am avut zile în ianuarie când am răspuns unui client după 8 zile. Este frustrant și pentru client și pentru mine. Dar consultanța asta umană, să zic că o să o rezolv prin francizare. Problema mea este că trebuie să îmi păstrez calitatea și tot ceea ce am construit să fie la fel de sănătos și să rezoneze cu valorile companiei. Ajută-mă să-mi clarific cum naiba aduc oameni buni, remarcabili și cum pot să le cer niște chestii pe care eu mi le imaginez, ele nu există pentru ei, eu știu că se pot face, uh-huh. Și să le dau încrederea necesară pentru a reuși. Aici despre cine vorbim? În ultima, cui să dai încrederea necesară? Oamenilor care aduc noi, liderilor care aduc în companie. Să le spun, uite, tu vii pe un post în dezvoltare, în departamentul nostru de dezvoltare și facem o nouă linie de business pe distribuție, pe angro. Să vindem la nivel de tir. Să segmentez puțin clienții care cumpără, să zic, la palet și clienții care cumpără la tir complet. Pentru că sunt dezvoltatori imobiliari care sunt agățați în momentul ăsta de diferite depozite. Iar eu pot să tranzacționez din fabrică direct la client fără costuri de bancare și de termen de plată sau ce implică toată asta în spate. O mică problemă pe care va trebui să lucrezi tu să ți-o rezolvi. Nu este ok să nu știi ce să faci cu 5 milioane de euro dacă ai avea acum. Chiar dacă nu te o să-i cauți. Nu este ok, nu este un semn bun pentru tine și este un simptom al faptului că nu ai stat destul de mult sau nu ai dedicat destul de mult timp strategiei și ce ai putea să faci și să treci prin destul de multe scenarii astfel încât să știi, astfel încât să ai o idee clară ce ai putea să faci cu banii aia dacă i-ai avea, da? Pentru că apoi ok, să alegi dacă iei sau nu iei sau te folosești de bănci și de banii clienților și de banii furnizorilor pentru a scala. Dar asta nu e un semn bun. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să facă un exercițiu sau cel puțin două exerciții trimestriale. Am mai vorbit despre asta, cred că într-un podcast, așa că o să vorbesc pe scurt. Unul dintre ele este exercițiu de contexte imposibile, în care pur și simplu în loc să aștepți să-ți facă piața sau să-ți facă un investitor sau să-ți facă nu știu cine un context imposibil, ți-l creezi tu
pe hârtie, mental, de genul, ok, am 5 milioane de euro și eu cu ăstea 5 milioane de euro trebuie să îmi cresc compania la 50 de milioane de euro în 2 ani de zile. Ăsta e contextul imposibil. Acum stai în acest context până când îi găsești soluțiile necesare. Exercițiul ăsta e un exercițiu care ne ajută foarte, foarte mult să, să vedem lucruri în business-ul nostru sau potențiale traiectorii pe care nu le-am vedea într-un alt fel. Dar ideea este să creezi contexte imposibile, pentru că altfel nu o să te ducă la inovație. De exemplu, tu ai inovat prin a-ți găsi oameni reps, da? De vânzări, de consultanță, cum le spui tu. Tu ai inovat pentru că ai avut un context imposibil. Eu sunt în Râmnicu Sărat, eu trebuie să recrutez 10, 20, 30 de oameni de genul ăsta și mie îmi vin niște amețiți dacă pun anunțul sau nu vine nimeni. Acum ce fac? Și a apărut partea asta de care o numești franciză. Da? E pur și simplu un lucru exemplu. Apărut exact, din contexte imposibile. Acum, pe partea cealaltă. Să înțeleg că cel mai mare blocaj al tău sunt de fapt oamenii ăștia, reprezentanții ăștia de vânzări. Am dreptate? Nu. Nu. L-am depășit și pe ăsta. Într-o lună jumate avem peste 150 de aplicanți. L-am depășit, avem de unde să selectăm. Ok. Problema mea acum este că am nevoie de câțiva oameni cheie care să îmi multiplice rapid echipele de sales. Adică să le explice modul de lucru, structura, training-ul, operaționalul să ținem sub control, ca să nu risipim sau ca să nu ofertăm neconștiință de cauză, pentru că de fapt sales-ul, vânzătorul, el face nu numai o vânzare, face și o achiziție. El cumpără de la furnizor, își pune singur adaosul și vinde mai departe la client în funcție de contextul în care se află cu clientul. Și asta e o putere și o responsabilitate și mai mare, dar în același timp ne creează și nouă să zic așa, o posibilă nu știu, scădere de imagine dacă ceva nu funcționează. Adică dacă ofertează cu un preț în afara pieței, că nu cunoaște piața, ne dau semnale clienții că suntem scumpi. Ideea este că toate lucrurile astea trebuie să vină foarte structurat. Mi-e frică să aduc 10 oameni în momentul ăsta pentru că nu am pe cineva care să mi-i formeze. Evident că știu că trebuie să aduc pe cineva, doar că am foarte multe zone neacoperite. Tu pentru că ai implementat sistemul de management și ok, ai partea de creștere manageriată cu obiective, ai partea de operațional manageriată cu responsabilități clare și roluri și mai departe. Următorul pas pentru tine este clarificarea proceselor, dar nu clarificarea proceselor într-un sens de am și eu câteva proceduri scrise. Nu, clarificarea întregului proces de business. Ceea ce nu este un lucru tocmai care se întâmplă de pe azi pe mâine. Aici vorbesc de fiecare mic pas care se întâmplă desenat într-un proces complet de business. În momentul în care ai toată partea asta, tot procesul de business desenat, în momentul ăla ai câteva... în primul rând, liderii pe care îi vei recruta vor putea să se asigure că echipa lor urmăresc procesul corect, cap-coadă, pentru că l-au undeva. Aveți o unică referință la modul în care ar trebui să se întâmple lucrurile în acest business. Tot pe procesul respectiv de business poți să ai un lider pe training care să creeze trainingurile necesare astfel încât oamenii să facă lucrurile în modul în care ar trebui să facă lucrurile. Este foarte greșit de foarte multe ori să facem traininguri pentru oameni înainte să avem procesul de business, procesul operațional complet definit.
Aici, dacă îmi permiți să te întrerup, ca Te să rog. nu mergi într-o... Adică să spun că asta cumva o am făcută. Pentru un CRM customizat, o mapare a business-ului și a procesului. Până la urmă, nu este foarte complex. Se cumpără, se pune adaugă, se vinde și trebuie să fie factura de client pe plus. Problema în momentul ăsta este că am foarte multe, adică am adus un om, un manager pe comercial. În momentul când s-a mărit operaționalul de la 6,5 la 10 milioane de euro, s-au mărit și problemele. Iar noi n-am apucat să recrutăm atât de repede și să delegăm responsabilitățile, pentru că veneau toate în vârtej. Mult prea multe. Și am schimbat și softul, că nu ne mai ajungea, nu ne mai deservea ce ne interesa. Problema este că creșterea asta este extrem de periculoasă. O simt ca o vulnerabilitate la un moment dat, deși totul este integrat într-un sistem. Eu vreau să găsesc o modalitate să leg departamentele între ele. Achizițiile cu vânzările. Să poată lucra. Aici întâmpină o problemă, pentru că liderii nu știu să-i fac să lucreze între ei. Cred că e cea mai grea chestie, să-i fac să lucreze. Poate eu nu m-am exprimat foarte clar. Când vorbesc de procesul de business, nu vorbesc doar de procesul de sales. Vorbesc de tot cum funcționează absolut tot în companie și cum se leagă unii cu alții. Pentru că de cele mai multe ori, ok, tu vrei să lucreze sales-ul, să zicem, bine cu achizițiile. Da? Ei, când ai o astfel de exemplu, ai o astfel de situație în business, vei avea doi lideri pe același nivel de putere. Unul pe sales, unul pe achiziție. Amândoi sunt pe același nivel de putere și problema este cine câștigă. Și de cel mai multe ori câștigă sales-ul care are cel mai mare tupeu, că de-aia sunt oameni de vânzări. Pentru ca lucrurile astea să poată să funcționeze, ai două soluții. Unul este să faci foarte clare procesele de comunicare dintre ele și acolo dintre cele două departamente. Și aici apare comunicarea structurată. În sensul că dacă sales-ul are nevoie de ceva de la achiziții, completează un anumit formular. Acel formular cu informațiile complete ajunge la achiziții. Achizițiile au obligația prin jobul lor, să răspundă la ceea ce cerere sau să facă anumite acțiuni, anumite, să urmeze anumite proceduri, anumite procese într-o anumită perioadă de timp, astfel încât sales-ul să poată să aibă predictibilitate, pentru că știu că în momentul în care au completat un anumit formular cu anumite date, răspunsul lor sau ceea ce trebuie să întâmple vine în X timp. Asta este o modalitate în care las sistemul, las procesul să managerieze relația dintre lideri pe același calapod. Pentru că acolo apar de fapt cele mai mari probleme. A doua soluție în care sunt contexte în care eu o folosesc, sunt business-uri în care o folosesc destul de des, este când văd că am două, trei departamente, să zicem sales, achiziții logistică sau sales, achiziții juridic, și care sunt pe același calapod, însă au nevoie sunt mult prea interconectate și de multe ori nu iau deciziile oamenii care trebuie să ia deciziile sau nu le iau cu viteza care trebuie să le ia. Pun un alt lider deasupra lor, care îl numesc sales operations sau îl numesc în funcție de situație. Acum, care e rolul liderului ăsta? Este ca un manager operațional pe cele două departamente sau pe cele două linii de business, care să se asigure că, să zicem, entitatea 1 comunică bine și lucrurile se întâmplă corect între entitatea 1 și entitatea 2. Adică sales-ul poate să vină și să zică, eu am nevoie neapărat de achiziție pe lucrul ăsta, da? Pentru că el consideră că are o ofertă bună sau are o oportunitate bună. Achizițiile de cele mai multe ori
dacă nu au un proces clar cu niște standarde care să zică, bă, dacă nu se încadrează în standardul ăsta, atunci nu este o ofertă bună. Achizițiile fac ce zice sales-ul. Dar pentru tine s-ar putea să fie, pentru business s-ar putea să fie rău. Și atunci ai acest sales operations care ia deciziile, pentru că scopul lui nu este doar sales-ul, nu sunt doar achizițiile, sunt ca împreună astea să dea cel mai mare ROI. Și când vorbeam la început despre maparea întregului proces de business, este o mapare întreagă la absolut tot. Cum se comunică, cum comunică sales-ul cu achizițiile, ce date trebuie să plece de la sales care să ajungă la achiziții, ce date trebuie să plece de la achiziții și în cât timp ca să ajungă la sales, pentru fiecare tranzacționare în parte. Pentru că asta îți permite apoi să faci câteva lucruri. 1. Să standardizezi. Să standardizezi în ce sens? Să creezi formulare pentru comunicare structurată, astfel încât lucrurile astea să nu se mai comunice pe mail, telefon, WhatsApp și așa mai departe, unde comunicarea este incompletă, variabilă, fiecare vorbește cum vrea ea, cum vrea el, dă informații 80% din ce ar trebui să dea și atunci deciziile ajung să nu mai fie corecte. 2. Poți să mergi mult spre partea de automatizare și ai două tipuri de automatizare aici. Automatizările complete care poți să le faci, dar asta poți să le faci în momentul în care absolut tot procesul este desenat. Nu recomand niciodată să mergi la o companie de software și să zici ok, hai să automatizăm business-ul, pentru că dacă tu nu ai procesul complet de business, ăia o să vină și o să-ți dea ce știu ei ca programatori sau ca dezvoltatori de software. Ok, hai să spunem un ERP, hai să spunem aia, nu merge, nu duce în locul în care tu ai fi vrut să ducă. Și este automatizarea completă în care poți să te uiți pe tot procesul de business să vezi ok, ce putem să automatizăm complet de aici. Inclusiv de la, ok, nu putem să punem niște standarde exacte pe maximum de ofertă, să zicem, de preț pe care putem să-l punem pe tipuri de produse, minimum de preț pe care putem să-l punem pe tipuri de produse și așa mai departe, astfel încât să nu mai fie responsabilitatea omului să ia decizia asta, ci să fie un soft care să spună ar trebui, ăsta e prețul care ar trebui să încerci să vinzi și în timp, mai ales dacă te folosești de ceva inteligență artificială, în timp acel soft va deveni mai bun decât orice alt sales și va lua decizii mult mai bune decât ei. Iar apoi apare automatizarea parțială. Automatizarea parțială înseamnă inclusiv ceea ce am spus de comunicare structurată. Adică nu mai comunică fiecare cu fiecare cum vrea. Comunică într-un sistem, iar sistemul este cel care îi conduce. Pentru că în situații de genul ăsta ai două opțiuni. Una, ori conduce sistemul și atunci poți să scalezi fără probleme, fără să-ți faci frici, pentru că știi că sistemul te ține pe tine protejat. Sau doi, ai oameni care manageriază aceste departamente, ceea ce am vorbit de sales operations sau alte lucruri de genul ăsta. Dar în direcția în care tu te îndrepți, vrei să fii cât mai mult în software. Cât mai mult să iei de pe capul oamenilor deciziile, pentru că asta simplifică trainingul care tu trebuie să-l faci pentru ei. Și mai mult decât atât, softul ajunge să se asigure că oamenii ăștia își fac treaba bine. Așa că dacă nu vrei să pierzi controlul pe tot parcursul ăsta, primul lucru, ia-ți o companie specializată care să-ți mapeze întreg procesul de business. Dar tot, absolut tot. Va dura probabil vreo 3-6 luni de zile și vor sta 1-2 oameni la tine în companie zi de zi să urmărească fiecare rol, ce naiba face, cum răspunde, ce răspunde și așa mai departe. După care ai, ok, asta e ceea ce avem, hai să vedem cum îmbunătățim ceea ce avem. Pentru că o să înceapă să apară lucruri evidente. De ce dracu comunică ăsta cu ăsta acolo, când ar putea pur și simplu să facă altfel sau să bifeze într-un soft. Iar după asta,
poți să vii cu celelalte automatizări, training specific pentru fiecare rol care face fiecare parte din, din proces și, normal, partea de a scala forța de muncă. Dar în momentul în care vei scala forța de muncă cu o viteză mare, în momentul în care ai soft care să te care să mențină sistemul, ideea este cam așa. Softul ce face? Un soft bun pe procesul tău de business crește productivitatea. Asta e scopul lui până la urmă. Da. Crește viteza, crește cantitatea de lucruri care un om poate să le facă și micșorează greșelile pe care un om poate să le facă. Ceea ce toate se traduc în productivitate. Acum, una e tu, dacă ai un soft care îți permite să ai o productivitate de 2, 3, 4, 5 ori mai mare decât piața, asta înseamnă că tu îți permiți să plătești oamenii pe care îi recrutezi cu 1,52 mai mult decât, decât piața. Și atunci, unde ai zis tu că erai? În Râmnicu Sărat. În Râmnicu Sărat. Și atunci... am înțeles că ești destul de încăpățânat să reușești în Râmnicu Sărat, ceea ce mi se pare un context imposibil, foarte mișto de, de menținut și să vezi ce poți să faci pentru și pentru orașul respectiv. Dar în momentul în care poți să dai astfel de salarii datorită productivității pe care o aduci prin procesul de business, manageriat de soft și de câțiva lideri buni, vei avea destui oameni care se vor muta în Râmnicu Sărat. Dar și mai bine, înainte să faci asta, construiește și niște blocuri ca să faci ceva bani și de acolo. Da, da, este exact switch-ul de care aveam nevoie. Cred că asta îmi lipsește și e clar că ăsta e următorul pas. Iar mai departe, noi astăzi, anul ăsta ne-am propus să facem 15 milioane conform planului de forecast pe următorii 7 ani. Se pare că din primele analize o să depășim cu mult 15. Și atunci cred că ar trebui să păstrez controlul undeva în zona asta, să nu mă duc mai mult anul ăsta, să fac ce mi-ai spus și să pot să fac această mapare foarte, foarte clară, pentru că business-ul cam ăsta e, mare lucru nu mai, nu să mai apară. Și să mai completez softul cu departamentul de departamentele care lipsesc cumva, să le leg între ele. Da. Și atunci anul următor aș putea să accelerez. Acum, cum mai face tu? Înainte să mergi mai departe, o clipă. Că vreau să clarific și pentru cei care ne ascultă și apoi vreau și părerea lui Adrian, cu cât de multe ori are niște insight-uri foarte bune. Vreau să clarific cam care ar fi procesul, pentru că nu e doar pentru tine, este pentru enorm de multe companii care ajung în situația ta. Primul și primul pas este maparea completă a proceselor. Dar când vorbesc mapare completă a proceselor, vorbesc fiecare lucru care se întâmplă în companie, de la cine, către cine, cât durează, ce date se trimit de la unul la celălalt, care sunt buclele, ce decizii se iau, unde se face diferit dacă e aia, unde se face diferit dacă e cealaltă. Se folosește schema normală BPMN, Business Process Management Notation, 2.0 mi se pare că îi zice complet, dar în fine puțin contează. Asta e schema de lucru prin care se mapează procesele. Se folosește asta pentru maparea întregului proces de business. După asta, al doilea pas este analiza acelui proces. Prima oară nu analizăm. Nu analizăm și nu punem lucruri de genul: hai că aici mi-ar place mie să fie puțin mai bine, că am văzut eu că aici am putea să îmbunătățim. Nu, nu, nu. Stai așa acolo cu primul pas. Prima oară trebuie să știm ce dracului facem. Cum se întâmplă acum? După acest pas, se analizează procesul și se îmbunătățește. Abia după ce l-am îmbunătățit, care n-ar trebui să dureze mai mult de 3 luni îmbunătățirea procesului, pentru că sunt mici chestii, datele astea nu mai merg acolo, la mici chestii. Apoi,
pot să înceapă trei lucruri în același timp. 1. Crearea manualului de training pentru oameni, astfel încât să putem să trainuim oamenii pe abilitățile și procedurile necesare pe care ei le au de urmărit pe fiecare rol în parte. Va fi mult mai ușor când ai procesul complet. 2. Partea de software. Acum ești pregătit să iei procesul ăsta, să te duci la o companie de software care știe ce face și să ia acel proces și să zică ok, cum îl transformăm pe ăsta în software prin automatizări totale în anumite părți din business și automatizări parțiale în alte părți din business, dar în același timp ai grijă să nu-ți facă un ceea ce se cheamă în software monolit. Un software monolit, adică un singur software complet în aceeași bază de programare, pentru că apoi devine un chin să-l ții actualizat și să-l modifici și să adaugi chestii. Să se lucreze pe microservicii și microaplicații, adică aplicație, este o aplicație centrală care adună toate datele, dar apoi am aplicație de sales, aplicația aia, toate comunică cu asta din centru și atunci îmi permit și să folosesc softuri externe atunci când găsesc să leg acel soft extern la softul meu sau îmi permit să construiesc alte microaplicații, microautomatizări fără să trebuiască să modific chestii mari. Deci totul se facă prin API și microservicii. Iar 3. Ceea ce pornește din nou în momentul în care ai tot procesul complet este toată schița de BI, tot BI-ul necesar pentru business-ul tău. Mulți se întreabă, ok, ce KPI-uri să măsor, la ce KPI-uri să mă uit, ce dashboard-uri să-mi pun și așa mai departe. Când ești mic, nu e așa de mare problema, că ai câteva la care ar trebui să fii, la care ar trebui să fii atent și restul dă-le dracu că ești mic, focusează-te pe creștere. Când ești mare, lucrurile nu-ți mai permis să fie așa, pentru că o chestie mică acolo, o chestie mică acolo, cu o chestie mică acolo, duce la un 2% scădere în marjă, ceea ce 2% scădere în marjă pentru mine înseamnă 1 milion de euro sau nu știu cât pierdere. Și atunci lucrurile nu mai funcționează chiar așa. Și atunci tot procesul ăsta desenat îți va dicta care ți este BI-ul. Pentru oamenii care ne ascultă, care nu înțeleg exact, BI înseamnă Business Intelligence, care este un termen care să ne facă să părem mai inteligenți când vorbim despre toate KPI-urile care trebuie să le măsurăm într-un business și să le vedem constant. Așa că ăsta e procesul și astăzi recomand să le faci în pașii ăștia și nu să sari peste ei, pentru că te va costa, crede-mă, pe mine m-a costat de mi-au sărit capacele. Că am ajuns la procesul ăsta nu pentru că am fost eu foarte inteligent și l-am văzut dinainte, ci am ajuns la procesul ăsta după ce mi-am luat-o în gură de nu m-am văzut. Adrian, părerea ta? Eu am câteva întrebări. Prima ar fi, anul trecut am înțeles creșterea de 50% în cifra de afaceri, am și văzut-o. M-ar interesa creșterea număr de angajați. 8. Ok, deci de la 30 la 39, de la 31 la 39. Da, și okay. Da, cam așa. Ideea este că am avut și oameni în management în acești 8 oameni. Sales-ul okay. Tot a fost. Overall cam tot același sales. Asta era următoarea întrebare. Din cei 39, cât sunt oameni de sales? Erau 27. Acum sunt 33. Bun. Următoarea întrebare. De ce n-ai crescut cu 100%, 200%, 300%? Poți să crești cât de mult vrei și cât de mult îți imaginezi. Am fost în blocajul consultanților. Am luat la un moment dat, luam consultanți de la fabrica de confecții și făceam vânzători. Și asta am luat 6 luni. Și poate după 6 luni ceda și renunța. Sau reușea. Dar din 10 reușeam cu 2-3. Și atunci
am fost blocat în chestia asta până am găsit varianta cu francizare. Tu consultanți numești oameni de sales, nu? Da. Ca să Bun. clarific. Din Da, cei. vânzarea Ok. cu coș de cumpărături. Vânzarea se face în urma unei conversații, în urma unei validări cu consultantul de vânzări. Din cei 30 ceva că sunt acum pe sales, ai distribuție pe vânzări, în sensul în care ei sunt cât de cât aliniați, fiecare au o valoare medie de vânzări, sau ai unii care vând foarte mult, alții așa și așa, și unii care vând foarte puțin? Am și extreme, doar că extremele sunt date de vechime, portofoliu de clienți și recurența acestora sau recomandările care Și extremele astea, în special mă interesează extremele pozitive. Deci, probabil că ai, nu știu, 6-7 care vând foarte bine, care sunt în mai mult de extrema asta. jumătate. Am unul care e mereu în top Da. și restul sunt cam pe acolo, jumate sunt cam pe acolo. Sunt Ok. echilibrați, cât de cât, doar unul în top. Mereu, e Cel care așa. este top, cât la sută procentual vinde din toți 37, din cifra de afaceri? Nu mai mult de 6-7%, probabil. Ok, bun. Și ultima întrebare, înainte să spun și eu cum văd lucrurile. Ca să crești de 10 ori, astăzi, acum, așa cum ai tu funcționalități, sistemul, tot făcut și așa cum înțelegi să faci business-ul, de câți oameni ai avea nevoie în vânzări, în plus față de ceea ce ai acum? Am luat media vânzătorilor și cred că un francizor poate să facă 100.000 de euro cifră de afaceri pe lună. Asta înseamnă că am nevoie de 100 de francizori remarcabili, evident, lua cuvântul ăsta că îl iubesc, și înseamnă 120 de milioane de euro. Ok, și asta ar însemna un 10x. Și dacă vrei să te duci internațional? Dacă vreau să mă duc internațional, e relativ simplu acum, că am partea de franciză și e mult mai ușor. Facem deja internațional prin românii care sunt plecați în afara țării. Doar că nu suntem oficial cu generare de lead-uri de acolo. Nu facem o vânzare Și tu cum asumată vezi? pe țară. Lăsând la o parte tot ceea ce ți-a povestit Răzvan mai devreme. Deci dacă n-ai fi auzit informațiile astea, în cât timp ai putea să ajungi la 100 de francizori, la 100 de francizați? Așa cum făceai, cum faci lucrurile astăzi. Cu ratele de conversie pe care le ai astăzi. Pentru ca să ajungi la 100 de francizori, probabil trebuie să stai de vorbă cu 300, 500, 1000, 2000, nu știu. Da? Deci în cât timp ai ajunge să ai ăștia 100? Sistemul care l-am acum, în momentul ăsta, de operațional vânzări și trasabilitate între documente la contabilitate și sales, mă ajută să am 200 de oameni activi. Deci asta e cumva Asta am este înțeles. rezolvat. Întrebarea mea era în cât timp ajungi tu să stai de vorbă cu oamenii ăștia și să semnezi 100 de contracte de franciză sau cine se ocupă. Eu cred că pot să fac și mai repede, doar că nu-mi doresc să fac și mai repede. Dar zic că în 3 ani am putea să avem 100, pentru că dintr-o 100, adică ca să ajung la 100, trebuie să aduc vreo 150 probabil. Probabil, sau poate mai mulți. Probabil 50 vor renunța, probabil 50 nu vor putea să se organizeze singuri sau nu vor putea face trading-ul ăsta care îl facem noi. E destul de, într-un spirit antreprenorial cumva. Deși agentul de vânzări are spiritul antreprenorial de a mai vinde și altceva. Doar că suntem diferiți ca oameni și asta este cumva o libertate, pentru că fiecare este un fel de personal branding sub brandul nostru. Mie personal mi se pare foarte greu și foarte grea abordarea asta, pentru că profilul de om, de francizor pe care tu îl cauți, este extrem de greu de găsit. Din principiu, oamenilor nu le place libertatea pe care tu vrei să le oferi și nu le place nici antreprenoriatul și libertatea pe care o aduce antreprenoriatul, pentru că de-aia avem atât de puțini antreprenori. Oamenilor le place să le dai lucruri clare, predictibile, stabile și ei să răspundă cât mai puțin, să le spună altcineva ce și cum să facă. Ceea ce ți-a recomandat Răzvan, n-am intervenit pentru că mi se pare on point 100%.
Deci m-aș focusa, înainte de a mă focusa pe francizori, pe automatizare, pe sisteme, pe maparea proceselor și aș căuta, după ce ai înțeles toate lucrurile alea, să caut să scalez business-ul cu cât mai multă tehnologie. Și aici punctez zona de inteligență artificială, de machine learning pe care Răzvan a pus-o. Sunt astăzi tehnologii, pe lângă machine learning, sunt tehnologii de procesare naturală de limbaj care te pot ajuta să automatizezi comunicarea în ambele direcții, adică inclusiv comunicarea cu producătorul, dar și comunicarea cu clientul final. Totul se poate face automatizat. Dacă te apuci de asta, să începi să te documentezi, probabil că într-un an de zile poți să ajungi acolo. Și atunci nu vei mai avea nevoie de 100 de francizori în România ca să ajungi la cifrele pe care ți le dorești, pentru că vei face totul automat. Și de principiu, cred că un business în 2022 care este bazat pe scalare prin forța umană, prin oameni, este foarte, foarte greu de crescut, pentru că ai o concurență foarte mare, calitatea oamenilor este așa cum este, trebuie să investești enorm de mult în educație, foarte mult în training și în educație, chiar dacă sunt francizori, nu se schimbă lucrurile, tot vei avea foarte multe lucruri de investit acolo și probabil că o să discutăm imediat de ambiția aceasta ta de a face lucrurile astea din râmnicul sărat, unde din nou apar alte probleme. Deci asta ar fi, eu asta aș face. Mapare de procese, focus mult pe automatizare și pe investiții în inteligență artificială, pentru că există tehnologia astăzi, este acolo și din punctul meu de vedere, companiile care nu încep și nu investesc în tehnologia asta vor dispărea. Va fi foarte, foarte greu să rămâi competitiv în piață, pentru că vor fi companii care vor crește prin oameni, da? Și vor spune, am nevoie de 100 de oameni ca să cresc, și vor veni companii care vor spune, ok, eu vreau să inversez piramida, eu vreau să am un sistem de management bine pus la punct, vreau să am automatizări, vreau să am layerul de inteligență artificială, machine learning sau ce se poate investi acolo, și abia în vârful acestei piramide să pun niște oameni remarcabili, 3, 4, 5, 10, 20, 30, da? Pe care îi poți găsi. Mereu am spus, în România nu există o problemă a forței de muncă dacă cauți 3, 5, 10, 15 oameni. Cu siguranță nu e o problemă. În schimb, dacă cauți sute de oameni, da, există o reală problemă, pentru că e foarte greu să recrutezi un volum atât de mare de oameni. Adrian, îți mulțumesc foarte mult pentru sugestie și sunt sigur că o să iau partea asta și o să o duc într-o ramură separată de business, tot în domeniul materialelor de construcții. Doar aici, scuză-mă, care aș vrea să le subliniez. Odată că scalarea prin oameni inevitabil scade productivitatea și calitatea. Asta e întâmplă de fiecare dată când scalăm prin oameni. Atât timp cât este o scalare pură prin oameni și nu o scalare prin oameni, dar cu sistem software lângă, care să se asigure că oamenii respectivi rămân productivi la un anumit nivel. De asta ți-am recomandat să încep cu sistemul acum sau să te focalizezi pe sistem acum. Sunt foarte de acord cu ce a zis Adrian. Cu ce nu sunt de acord însă este faptul că nu vei găsi oameni. Și motivul pentru care nu sunt de acord este următorul. Tu nu cauți antreprenori, tu cauți freelanceri. Iar piața de freelancing bubuie și este într-o creștere accelerată an de an și va continua acest trend. Oamenii își caută din ce în ce mai mult cumva un mijloc între nu antreprenor, pentru că nu sunt în stare să fie antreprenori, dar nici angajat. Și ăsta este mijlocul și cred că greșeala este să-i spui franciză, pentru că nu e o franciză, e un job de freelancing care îmi permite să fac de 2, 3 ori, 4 ori mai mulți bani decât aș face dacă aș fi angajat, dar sunt obligat să lucrez în sistemul tău. Da. La fel cum și Glovo, la fel cum și Uber, la fel cum, da, sunt propriul meu angajat, sunt freelancer, dar sunt obligat să respect regulile de la Uber, de la Glovo și așa mai departe. Ei îmi spun în cât timp trebuie să ajung de acolo acolo. Ei îmi spun câte comenzi ar trebui să iau dacă vreau să câștig, să zicem, un venit mai premium sau mai jos. Care e limita pe care
limita de comenzi care trebuie să le livrez sau să le fac astfel încât să fiu considerat bun la un anumit nivel și să mi se dea poate mai mult, mai multe oportunități înspre mine. Și aici pur și simplu va apărea un sistem de rating necesar al acestor consultanți, cum îi numești, și astfel încât oamenii cu rating mai bun să primească mai multe oportunități de business din sistem, oamenii cu rating mai jos, până când ajung la un rating potrivit, să primească mai puțin, asta te ține și pe tine mai safe. Și construirea unei mici academii unde să înveți oamenii ăștia, dar nu vreau să-i învăț să fac vânzări în construcții, ci ceea ce vreau să vând este vreau să te învăț cum poți tu de la tine de acasă să câștigi 8.000 de lei, 9.000 de lei, 10.000 de lei lunar, fără să ai o școală, fără să îți cerem o facultate, fără să nu știu ce, doar dacă ești disciplinat și știi să-ți miști buzele și să nu scoți dezacorduri pe gură ca Răzvan Căzănescu. Păi dacă nu prea am fost pe la școală, ce vrei? Exact la asta m-am gândit și eu. Contractul este atât de în favoarea freelancerului, încât nu-și va permite să piardă un asemenea contract. Și mai mult de atât, niciun competitor își permite să împartă felia cu cel care îi aduce comenzi. Nu își permite procentual vorbind. Iar eu am speculat treaba asta. Sunt sigur că pot să aduc meseria de freelancer în cei mai buni vânzători de materiale de construcții. Am deja acel rating, l-am implementat la finalizarea comenzii și le afișează o notă. Deci cumva lucrurile, eu zic că sunt sub control. Ideea este că toată lumea merge către automatizări și sunt de acord și cu acest lucru, doar că în materiale de construcții grele, în hale, în acoperișuri, este o nevoie de consultanță specializată pe obiecțiile care le are clientul. Nu toți sunt la fel. Va mai dura vreo 10 ani, din punctul meu de vedere, până când vom ajunge să evoluăm atât de tare. Timpul în care eu... E o tâmpenie, e unul din cel mai mari beneficii pe care tu le oferi, să vorbesc cu omul. Deci nu schimba asta, nu încerca să automatizezi exact ceea ce te face diferit și bun. Exact. Dar ceea ce automatizezi este omul ăla, când stă de consultantul ăla, când stă de vorbă cu clientul, să aibă un sistem, o schemă lângă el, exact, care să-l ajute să ofere ajutor mai bine, mai corect din toate punctele de vedere. În loc să mă bazez doar pe propria mea decizie, să am și un mic sistem în care mă duc acolo și bag ok, ce nevoie are omul ăsta, bla bla, să mă ajute să ajung la soluția potrivită, softul, mai repede decât aș face-o pur de unul singur. Dar nu schimba asta, pentru că asta e ceea ce te diferențiază. Este, mi-aduc aminte când am construit clinica de nutriție, Kilostop, și am dus-o de la 3 medici la 50 de medici, 3 clinici într-un an și ceva. Unul din lucruri era, ok, hai să automatizăm să primească oamenii astea dietele, pentru că oamenii intrau într-un program de slăbit și veneau săptămână de săptămână, adică încă merg, săptămână de săptămână, au o întâlnire cu medicul, văd ce ai făcut, ce... cum evaluare. Ai așa, exact, evaluare de progres. Și apoi, în funcție de asta, ți se schimbă într-un fel sau în altul dieta și se dau anumite sfaturi. Acum, ideea era, hai să automatizăm asta și să le dăm oamenilor direct. Ei doar să bage datele, cât au slăbit, cât nu știu ce, și noi să le dăm direct. Păi, stricăm tot business-ul. Business-ul era ca omul să se vadă cu un medic, care medicul ăla să
ofere încrederea necesară, trustul necesar, drumul necesar, evaluarea necesară, astfel încât eu să mă mențin pe traiectoria de a slăbi. Și atunci ce am făcut a fost să creăm software de ajutor pentru medici, astfel încât inclusiv medicii cu mai puțină experiență să ofere soluțiile potrivite pacienților. Dar nu am dat acest soft oamenilor pentru că am fi stricat business-ul complet. Da, pe asta mă arjez și eu și mi-e ușor să scalez internațional în sistemul ăsta în care nu am forță de sales cost fix, ci va fi doar plătită pe reușite. Mai am o întrebare în altă zonă sau nu știu dacă Adrian mai e ceva de completat pe subiectul ăsta, să mai întreb ceva. Mai, eu am de completat doar faptul că mă doare. Rău. Realitatea asta. Eu îmi doresc foarte mult și de ani de zile aloc resurse, investesc în procesul ăsta de vânzare, să-l automatizez cât de mult se poate. Dar într-adevăr este marea greșeală pe care am făcut-o la început, să cred că putem să facem vânzări, cel puțin în România, fără să vorbim cu oamenii la telefon. Nu se poate, mă doare rău, sunt extrem de frustrat. De fiecare dată realitatea îmi dă un pumn în față de când încerc să schimb lucrul ăsta. Asta este. Noi discutăm, am ajuns să discutăm zilnic cu 2500-3000 de companii în fiecare zi cu forțele noastre de vânzare, pentru că oamenii ai nevoie să te auscui și așa este. Nu-mi place, sper să o rezolvăm mai repede de 10 ani, într-un fel sau altul, dar cel puțin astăzi și în următorii 2-3 ani, cu siguranță, vrei să faci business în România, trebuie să te auscui clienții la telefon. Dacă vreau să-ți confirm că realitatea asta crudă pe care tu o vezi așa și te doare, o să spun doar că gândește că cu cât e mai dureros, cu atât va fi la fel sau mai mult de mai tare dureros pentru competitorii tăi. Oricine vine după noi și încearcă să facă lucrurile cum le-am făcut noi, va întâmpina o mare problemă. Eu știu ce înseamnă în spate și de 8 ani de zile au încercat foarte multe companii să ne copieze modelul de business și mă uit în spate și nu văd pe nimeni. Lucrul ăsta clar poate fi, dar eu vreau să accelerez acum, pentru că știu că cu cât accelerez mai tare, cu atât creez o prăpastie și mai mare între mine și celălalt care vine. Pentru mine lipsa unui competitor e o frână, nu este o rampă de lansare. Mie îmi plac competitorii, îmi place concurența extrem de mult. Și mă bucur când apar tot timpul competitorii în industria noastră. Am multe, multe motive pentru lucrul ăsta. Părerea mea că diferența la sfârșit o fac clienții și o face autenticitatea relației, dacă vorbim de vânzări, autenticitatea relației dintre omul de vânzări și client. Pentru că de-aia funcționează vânzarea la telefon, da? Toate companiile au, într-un fel sau altul, discuții cu clienții lor, dar importantă este interacțiunea dintre ei. Într-adevăr, am avut și noi un concurent la un moment dat care era lider de piață și de la care cred că am luat 30-40% din clienții lui în ultimii 6 ani pentru singurul motiv, deci a fost de departe motivul numărul 1, că nu răspunde la telefon nimeni la compania aia, ceea ce este absolut stupid. Deci nu le răspundea nimeni, dar asta a fost o excepție. Da? În general, companiile vorbesc, dar important este calitatea relației și despre ce vorbești în procesul de vânzare. Da, astea sunt alte... Până la un anumit punct, asta e adevărat. Pentru că omul de vânzări ce face? Omul de vânzări suplinește două nevoi mari. Omul de vânzări suplinește nevoia de trust și suplinește nevoia de educație. Astea sunt cele două lucruri pe care valoarea pe care o aduce un vânzător. Suplinește cele două nevoi importante pentru că omul să poată să facă orice purchase, orice lucru. Acum, nevoia de trust în timp se rezolvă prin brand. Ești destul de mult timp pe piață, ești destul de vizibil. Auzi din stânga în dreapta de la tot felul de prieteni că eu am comandat de la ăla, de la ăla, de la ăla, tot auzi de brandul respectiv, până când creezi un brand destul de puternic încât vânzătorul nu mai are nevoie să mai creeze trust. Și atunci mai rămâne cu o singură problemă.
cea de educație. Acum, asta depinde de la piață la piață. Sunt piețe în care educația nu vei putea să o scoți niciodată din schema de vânzare, pentru că vânzarea este atât de complexă. Și atunci, oricât de educat aș fi eu, inclusiv, de exemplu, dacă sunt arhitect, sunt foarte educat în materiale de construcții, dar tot am nevoie de un consultant bun pe anumite materiale, pentru că n-am cum să eu să fiu și extrem de bun în arhitectură, dar în același timp să cunosc absolut toate posibilitățile de materiale și așa mai departe de construcții. Dar sunt industrii unde educația a fost înlocuită de social media, YouTube și așa mai departe, unde vezi că oamenii nu mai au nevoie nici de partea de educație de la oameni. De exemplu, unde a început să scadă foarte mult nevoia este la cumpărarea de laptopuri, la cumpărarea de telefoane. Partea de educație, și o fac singur de pe YouTube și reviewer și XYZ, iar partea de trust o iau din brand, că cumpără de la Apple, cumpără de la Samsung, cumpără de la XYZ. Dar de fiecare dată trebuie să ne uităm la industrie și să vedem, ok, în industria respectivă, de ce e nevoie. Și, de exemplu, inclusiv la vinde TBF Digital, da, softul nostru care îți permite să faci management prin obiective, management prin responsabilități, să mapezi procesele și procedurile și toate poveștile, cu exact aceeași problemă te confrunți, trust și educație. Trustul există, că am un background destul de mare, am crescut destul de multe companii, am fost destul de vizibil încât oamenii să aibă încredere că ce dracu spun știu despre ce vorbesc. Partea de educație însă, de a folosi acele software, de a te menține disciplinat în implementarea de în implementarea sistemului de management, este o altă pălărie de cal. Nu mi-a venit altă expresie. În fine, și atunci eu am refuzat cât mai mult, de exemplu, să merg să creez echipă de genul ăsta. Acum nu știu cât o să mă mai țină, pentru că am vrut să văd dacă pot să o fac complet online educație și trust într-o industrie cum este SaaS-ul, cum este Software as a Service, care nu prea funcționează așa, mai ales când vorbești de B2B, nu neapărat B2C. Însă, vom vedea, s-ar putea să, până la urmă, să-mi bag și-o picioarele și să creez echipă de consultanți, pentru că altfel oamenii nu prea iau. Dar încă nu sunt 100% sigur. Și dacă tot am vorbit despre soft și despre astea, aveți pe ecran pentru oamenii care urmăresc, pentru cei care ne ascultă să caute în descriere, aveți un link unde puteți să cumpărați softul TBF Digital cu un discount considerabil, special pentru acest episod cu acest om drag mie. Spune, domnule, următoarea întrebare. Îți mulțumesc, Răzvan. Am o mare chestie. Rezistența colegilor mei atunci când aduc oameni noi în companie. Aha. Găsesc un om, stau de vorbă cu el, văd în el ceva, am o chimie și dau o perspectivă și l-aduc în companie. Însă nu, poate că nu e foarte clar momentul la rolul, pentru că organigrama m-ar duce să-l bag sub un om care deja este existent, care ar fi liderul lui. Și atunci m-am gândit să creez un organigramă, un departament separat care să fie direct sub mine, care să fie pe zona de dezvoltare și să-i formez acolo cumva până când le găsesc rolul potrivit. Întâmpin o rezistență din partea colegilor mei atunci când aduc un om nou în companie și aș vrea să te întreb tu cum ai rezolva treaba asta, dacă ai fi... Ok, am nevoie de o mică clarificare. Om nou pe rol de leadership sau pe rol de operațional? Pe leadership. Pe leadership. Ai recrutat lideri de rahat. Asta e răspunsul.
Pentru că, spun de ce, chiar dacă tu ai găsit în el ceva, omul ăla nu e lider. Eu nu am întâlnit până acum lider bun care să-l pun într-o echipă de cel mai multe ori și fără să mă duc eu și să zic, bă, de acum încolo ăsta e șeful vostru pe asta, să-l pun acolo și să nu-și câștige respectul și leadership oamenilor. De asta sunt lideri, că pot să o facă. Eu dacă vin la tine în companie și aș fi liderul unei echipe de-a ta pentru 3 luni, pentru 6 luni de zile, crede-mă că n-aș avea problema asta, că aoleu, nu mă acceptă oamenii sau că... Nu am. Că am făcut-o de atât de mult timp, am condus atât de mulți oameni, încât lucrul ăsta nu mi se întâmplă. Și este un semn extrem de important că omul ăla încă nu are capacitățile necesare de leadership. De asta nu facem inducție la lideri. Pentru că trebuie să-și câștige singuri respectul, leadership-ul în fața oamenilor, pentru că leadership-ul nu poate fi dat. Poți să-ți dau puterea, dar nu poți să dau leadership. Și atunci... Deci aveți o problemă la omul nou venit, nu la echipa actuală. Eu? Da. Echipa actuală se comportă ca orice haită care... Acum îi dai un alt șef, e normal. Stai puțin. E ca și cum mi-aduci tu mie. Am și eu un grup de prieteni și aduci pe unul nou care zice, na, acum ăsta zice unde o să mâncăm. Stai, normal că ne urcăm pe el. Dar dacă omul ăla după aia demonstrează, bă, unde ne-a dus ăsta să mâncăm, a fost genial. După aia omul ăla devine haită. Nu e niciodată vina oamenilor. De asta te-am întrebat dacă e vorba de recrutări de lideri sau de operațional. Pentru că dacă e de lider, este liderul pe care l-ai recrutat. Dacă este de operațional, este liderul sub care l-ai pus. Acolo sunt probleme. Corect. Îți mulțumesc foarte tare. Răzvan, urmează o întrebare indiscretă. Ești în Spania. Uh-huh. Imaginează-ți că vine ai nevoie de materiale de construcții și vreau să-mi spui dacă în Spania, de exemplu, consider că vindem ieftin, ar putea intra și cum ai face-o tu dacă ai fi în locul meu? Eu cred că sistemul ăsta la vindem ieftin poate funcționa oriunde, vorbim aici de lumea, să nu zic civilizată, că după aia îi jignesc pe toți ceilalți, dar în Europa, în America, în partea... În capitalism. În capitalism funcționează pentru că pur și simplu are realitatea de partea ei. Nu este o schemă, nu este o... combinație. Nu e o șmecherie. E ceva ce face foarte mult sens și din perspectiva mea, lucrurile vor tinde mereu spre o normalitate. Și dacă vrem să vedem unde merge lumea, în orice lucru, tot ce avem să facem din perspectiva mea este să ne uităm la lucrurile care sunt anormale în momentul ăsta. Un lucru foarte anormal în momentul ăsta, de exemplu, sunt acei intermediari, acel lanț de intermediari care pur și simplu cresc prețul fără să aducă valoare. Aia este anormal în orice industrie. La fel cum când se sparg bulele și vine criza, de ce vine? Criza nu face altceva decât să recreeze o normalitate pentru că nu era o normalitate înainte. Asta face criza, deși ne speriem atât de mult de ea că vine criza. E bine că vine criza, că ne aduce puțin la normalitate, că salariile unora se duc la dracu în praznic și nu aduc nici pe jumătate valoarea pe care o aduce, însă așa dictează piața, că companii care n-au scos niciun produs pe piață, cum a fost Nikola sau cum dracu se chema competitorul Tesla,
n-au scos niciun produs pe piață, doar au arătat machete și un tir care n-avea nici motor, i-au dat drumul de pe un deal să poată să-l filmeze și după aia evaluezi business-ul ăla la 30 de miliarde, mai mult decât Ford. Astea sunt lucruri anormale, care de fiecare dată lumea noastră nu va face altceva decât, nu știm în cât timp, dar va tinde spre o normalitate. Iar ceea ce tu faci este să duci o industrie de la niște lucruri anormale spre o normalitate. La fel cum consider că la Tesla este normalitatea să cumpăr în pizda măsii mașina de la Tesla. Nu de la un alt distribuitor care și ăla trebuie să-și pună tita mai adaosul la mașina respectivă fără să-mi aducă nicio valoare, pentru că trebuie să stea în centrul Bucureștiului cu tita mai terenul, pentru că trebuie să-ți țină 20 de mașini în showroom pentru că altfel arată ca dracu, pentru că. Dar eu ca și cumpărător nu am nicio valoare în plus decât faptul că ok, pot să mă duc să fac un test drive. Pentru că acum educația pot să-mi o fac online, punct. Nu mai am nevoie să... Acum 2 ani mi-am schimbat mașina, mi-am cumpărat mașina și erau foarte surprinși ăștia de la Țiriac, să nu mai știu unde naiba am cumpărat mașina, când soția mea îi sună și zice ok, vreau și eu Range Rover-ul ăsta. Bun, haide să stabilim... întâlnire pentru test drive, pentru să o vedeți. Nu am nevoie. Aia la procedura. Dă-mi dracu Range Rover-ul ăsta, îl știu, l-am văzut, știu ce face. Nu trebuie să mai vin să stau la tine în mașină. Da? Așa că, din perspectiva mea, pentru că duce spre o normalitate și în Europa, nu vorbesc foarte mult de piața din America, pentru că chiar nu o cunosc foarte bine partea de construcții, cunosc bine pe alte părți, dar pe partea de construcții chiar nu. Dar am stau aici de 7 ani, ceva de genul, 7 ani în Spania. Este aceeași poveste ca în România. Cumperi de la 11.000 de, prin 11.000 de distribuitori. Tu crezi că te duci și cumperi de la Leroy Merlin, dar Leroy Merlin a cumpărat de la un alt distribuitor, care distribuitorul a cumpărat de la un alt distribuitor și toată măgăria care se întâmplă. Și mai mult decât atât, eu personal, pentru mine, aici nici nu vorbesc de business-uri și de oameni care au business-uri în construcții, că le este mult mai simplu să comunice cu cineva și să spună asta vreau, asta vreau, asta vreau și să aibă o consultanță. Vorbesc inclusiv pentru mine personal, pentru business to consumer. Mi-ar plăcea să pot să intru pe un chat cu cineva și să-i zic, băi, am și eu nevoie de... Uite, vreau să-mi fac chestia asta, am și eu nevoie de asta, asta și cu asta, să mă consulte puțin omul ăla, după aia să-mi zic că ok, ți le-am găsit la prețurile astea, ești de acord, dacă ești de acord, îmi vine acasă. Păi, nu asta ar trebui să fie normalitatea în pizda măsii? Am voie să înjur pe podcast? N-am voie. Cred că ai voie, nu. Cred că da. Las că o trec acolo la peste 18. Bun. Cum mai face tu să duci business-ul în Spania? El funcționând în România, să zicem că ajunge la 20, la 30 de milioane de euro, demonstrează că rezolvă o problemă clară aici în România. Ne punem la punct în România, punem sistemul, facem mapare, automatizăm absolut tot, creăm, aducem 100 de francizori, devenim buni. Uh-huh. Cum fac în momentul ăla să-l mut în Spania, Germania, Moldova sau oricare altă țară? Interesantă asocierea asta. Care? Spania, Germania, Moldova. Pentru că nu trebuie să ne uităm și lângă noi. Ucraina. Am cumpărat vindem ieftin pe MD tocmai din acest motiv, ca să mă... Da, știi că Moldova este un județ din punct de vedere business raportat la România. Dar au smartphone-uri cu toții. Păi poți să creezi, cu Moldova poți să creezi o creștere de 20% a creșterii a cifrei de afaceri din România. Și e simplu, pentru că nu mai e barieră de limbă, de toate poveștile. Dar care comandare? Lucrurile nu sunt complicate.
să pornești o țară, îți trebuie bani, dacă vrei să o pornești, dacă nu vrei să mai aștepți cât ai așteptat tu să ajungi la nivelul ăsta în România, vrei, probabil că vrei să scurtezi timpul, nu? Da. E, orice scurtat de timp vine cu exces de bani, punct. Nu. Ori plătești cu timp, ori cu bani, una din două. Nu merge să nu plătești nici cu timp, nici cu bani. Și atunci, ai nevoie de un buget, astfel încât să poți să intri puternic. Și doi, ai nevoie de un CEO. Asta e toată măgăria de a ieși pe altă țară. Și anume, primul lucru, mă ocup 3-6 luni, un an, să-mi găsesc un CEO remarcabil, cu experiență în construcții și care să înțeleagă business-ul pe care eu îl fac și viziunea mea, dar, din nou, să aibă experiență și neapărat să fie spaniol sau să locuiască și să fi făcut business în Spania de cel puțin 20 de ani. Nu începe cu români. Nu duce români, un CEO bun român în Spania să-ți dezvolte el. Pentru că sunt alte comportamente, este altă cultură, oamenii sunt tratați altfel în Spania. Ce înseamnă pentru spaniol să fii drăguț, pentru români înseamnă să fii pupat în cur. Și ce înseamnă pentru nemți să fii drăguț, pentru noi înseamnă să fim înjurați. Deci sunt atât de diferite mentalitățile și culturile, încât cea mai mare greșeală pe care o văd la companiile care vor să iasă pe internațional, să intre într-o anumită țară, este să lucreze cu oameni, să trimită lider direct din România. Nu, recrutezi liderul din țara respectivă, dar din nou care îți înțelege viziunea, misiunea și îți înțelege modelul de business și puterea lui, îl aduci la training 3-6 luni de zile în România, conducând anumite părți din business-ul din România, ca să aibă trainingul necesar să înțeleagă, iar apoi îi trebuie cash-ul necesar să-l pună în practică în țara respectivă. Mai mult nu este, să știi. Chiar nu este. Dar mi se pare super simplu. Să fie CEO. Să fie cu adevărat CEO. Nu unul care ar vrea și el să fie CEO. Că este o diferență foarte mare și acolo ți-o iei de nu te vezi. Și acum, ar trebui făcută companie separată sau o anexă la această companie acolo? Că mă lovesc de o parte legislativă pe care nu o cunosc și nu știu nici cum funcționează, pentru că de aici pleacă și partea de comisionare sau de model de motivare a CEO-ului. Nici eu nu o cunosc. Pentru că de fiecare dată când am făcut-o, am cerut de la fiscaliști și juridic să mi se spună care e varianta potrivită. Nici ei nu știu de multe ori. Mă duc la avocați și avocații ceea ce fac este să contacteze o firmă de avocatură din Spania sau din țara respectivă, să lucreze cu țara respectivă până când dau soluția care merge pentru mine și vreau să fac. Mă gândeam că scap de asta. Deci, în concluzie, fiecare trebuie să-și facă treaba lui. Da. Din nou, sunt anumite chestii în care mă bag și ok, dar eu îmi dau cu părerea pe KPI-urile din financiar, dar cum se face treaba în financiar nu sunt omul tău pentru că am urât financiar de când aș fi eu. Domnule, ce riscuri vezi în acest business, te rog, să-mi spui? Nu ți-au ajuns cele de la Imperiul Leilor, nu? Mai vrei? Sau Arena. Așteptăm sezonul 3. Aia trebuie să schimbe animalul, că lei nu sunt. Așa. Aveam, la un moment dat mă enervase un prieten care e prieten, cunoștință de prin domeniul public și nu vreau să zic cine e. Și mă enervase și chiar îi purtam râcă, mă enerva și mă gândeam, ok, cum pot să scap de chestia asta din mine, că pe mine mă scotea din sărite, pe el nu știu ce îi făcea, dar pe mine mă deranja. Și mergeam zi de zi cu soția mea la o plimbare pe dealuri, să facem
cei 10.000 de pași necesari zilnic. Și pe unde treceam, ne întâlneam de fiecare dată cu un măgar. Și măgarul ăla stăia acolo frumos, păștea frumos. Și am început să-i ducem morcov și chestii în timp ce de fiecare dată când plecam la plimbare îi duceam câte un morcov sau ceva. Și m-am gândit că cea mai bună metodă să scap de râca care o aveam în mine a fost să numesc măgarul respectiv după omul care pe mine mă enerva. Și de fiecare dată când treceam... Am înțeles, deci animalul pe care ți l-ai dorit în emisiunea aia ar fi măgarul. Am înțeles. Bun. Bun. Pericole. Eu văd niște pericole în următorul context. Dacă scalezi prea repede cu oameni înainte să ai sistem, o să scadă calitatea. În afară de productivitate, care să zicem ok, să zicem poate marja noastră este atât de bună încât ne permite să mai scădem productivitatea. Însă văd o problemă în a scădea calitatea, lucru care permite altor competitori care vin cu o investiție destul de mare în spate să mă atace. Asta e una dintre probleme, dar a doua problemă pe care o văd este din nou scalarea prea lentă. Așa că sunt cumva, se bat cap în cap astea două. Pentru că dacă te miști destul de greu, crede-mă, investitori și alți antreprenori și alte business-uri au văzut potențialul și ce se poate face în industria asta și tot ce ai nevoie este de unul care să aibă investitori destul de mari în spate și care să poată să meargă pe pierdere, să-și permită să meargă pe pierdere câțiva ani de zile ca să te mănânce. Și atunci m-aș grăbi, aș face un focus, m-aș focaliza foarte mult să creez sistemul care să-mi permită să scalez fără probleme. De asta am și dat soluțiile pe care le-am dat, pentru că acolo văd problemele. În rest, nu văd. Și nu cred că este loc doar pentru o singură companie în spațiul ăsta, este loc pentru 10 de companii în spațiul ăsta și cu cât vei crește tu, vei da naștere la companii de genul tău, dar nișate. Adică dacă tu faci pentru toate materialele de construcție, o să vină care o să facă pentru piatră, pentru placaje, pentru X, pentru Y, pentru Z. Pentru că, din nou, aceeași poveste va fi, aceeași evoluție se va face inclusiv în partea de mobilă. Eu o văd că va merge fix în aceeași direcție, dar augmentată cu software care să-mi permită să văd mai bine ceea ce eu îmi aleg. Așa că tot în direcția aia va merge. E perfect că tu ești exact în direcția în care merge lumea. Acum întrebarea este, poți să te miști destul de repede fără să distrugi lucru care te face unic și bun, și anume calitatea conversațiilor. Avem câteva semnale din partea investitorilor. Probabil au văzut emisiunea, probabil au văzut că am fost respinși și au considerat că e un moment oportun să facă o mutare bună și inteligentă. Și e un lucru bun, că înseamnă că facem lucrurile bine și că suntem în direcția bună. Problema este cum creez, să zic așa, o cale de comunicare cu aceste fonduri sau cu aceștia care sunt interesați de business, astfel încât să nu nici să dau speranțe, nici să sparg sau să rup podurile dintre noi, că nu mă interesează sau că nu vreau. Trebuie să am o frază pe care să le-o transmit, astfel încât să fie win-win toată treaba. Dar aș lăsa lucrurile în așteptare, cumva. Pentru că încă pot să fac foarte multe lucruri singur. Deci ne spui că dacă vine un investitor acum și îți propune să investească 30 de milioane de euro cash în compania ta pentru 5%, îl refuzi? Nu neapărat că totul are un preț.
Nu e vorba de refuz aici. Clar că este supraevaluat și deci clar că lucrurile pot merge într-o direcție, dar am primit și deschideri de conversație. Și nu știu cum să selectez toate lucrurile astea, pentru că unele poate sunt doar de a lua pulsul, au și strategiile lor. Iar eu nu sunt pregătit, n-am fost, nu m-am mai întâlnit cu o situație asemănătoare, nu știu, s-ar putea să dau niște informații care nu sunt sau care sunt relevante pentru business-ul meu și doar să fac un research, să vadă planurile mele mai departe și n-aș vrea să dau nici foarte mult, n-aș vrea să dau nici nimic. Okay, uite. Înainte să-ți răspundă Răzvan, îmi spun ce fac eu, pentru că mi se întâmplă fenomenul ăsta de câțiva ani, cam de prin 2018 deja, și înțeleg la dilema și punctul tău de vedere. Eu mă duc și mă întâlnesc, este primul lucru pe care îl fac. Mă duc și mă întâlnesc cu cât mai mulți investitori pot eu, adică am și am pe cineva în zona de PR care se ocupă de acest lucru, care îi contactează și care stabilește întâlniri, dar sunt și cei care vin ei către noi. Și mă duc la întâlniri, în special primele întâlniri sunt foarte clar stabilite de la început, că sunt întâlniri de cunoaștere. Mă duc să cunosc fondul de investiții, mă duc să cunosc oamenii, mă duc să văd dacă am chimie cu reprezentanții acestor fonduri, da? Pentru că este extrem de important pentru mine, cel puțin, relația umană pe care o am cu ei. Și este efectiv o întâlnire de cunoaștere, de băut o cafea degeaba, cum îi spunem. Mă duc la cafele, beau cafele degeaba. Nu avem vreun obiectiv, discutăm, doar explicăm, eu explic ce fac în termene, lucruri pe care oricum le spun publice, nu spun lucruri care să fie confidențiale sau așa mai departe. Da, oricum, de principiu sunt un timp destul de transparent cu business-ul, iar ei îmi spun și ei povestea lor, ne spunem poveștile. După care vedem dacă există sau nu chimie. Și ce mai fac? Și asta am învățat-o de la un antreprenor care mi-a povestit că s-a întâlnit, nu știu, cu 90 de fonduri de investiții, 6 luni de zile, ceva absolut fabulos. O dată pe lună sau o dată la 3 luni, depinde cum vrei să o faci, un raport cu ce s-a mai întâmplat în companie, care este progresul, ce s-a mai întâmplat la nivel de KPI-uri, ce s-a întâmplat la raportat, la unde am vrut să ajungem. Și lucrul ăsta recomand să îl trimiți către toți cu care ai stat deja de vorbă și ai avut deja o relație. Nu aș refuza, de principiu, niciun fel de altfel de discuții, pentru că sunt discuții valoroase, sunt discuții în urma cărora vei învăța foarte multe lucruri despre cum funcționează și cum gândește cu adevărat un investitor. Nu te spăra, experiența de la acea emisiune nu are niciun fel de legătură cu ceea ce înseamnă un fond de investiții sau cu un investitor. În realitate lucrurile sunt cu totuși totul altfel. Întrebările pe care le primești în realitate, și știi și tu asta și ascultătorii noștri poate nu știu, dar trebuie să spunem acest lucru. Nu învățați antreprenoriat de la televizor. Vă rog din suflet, nu faceți acest lucru. Povestesc, când jucam poker, era o misiune în Statele Unite, Poker After Dark se numea. Vedeam instantaneu la masa de poker jucătorii care se uitau la acea misiune. Îi recunoșteai, era un profil unic, unicat. Și abia îi așteptam să pună la masă să jucăm cu ei. Pentru că învățau toate prostiile din lume de la acea emisiune, mai puțin ce fundamentele jocului de poker. Adică, deci nu învățați poker de la televizor, vă rog, sau antreprenoriat. Da? Învățați din realitate. Ceea ce Adrian a zis e foarte important. Ăsta e un lucru care trebuie să te obișnuiești să-l faci. Odată la 3 luni de zile să trimiți un raport către potențiali investitori. Un raport cu care au fost victoriile, cum stai față de obiectivele setate și așa mai departe. Asta creează trust pe termen lung. Cum îi refuzi pentru moment este în felul următor. Tu spui următorul lucru. Noi vom fi pregătiți pentru prima rundă de investiție la un valuation de 50 de milioane. Și tu pe chestia asta creezi relația cu ei. Tu spui, nu suntem pregătiți să luăm investiție până nu ajungem la valuation de 50 de milioane. Dar hai să creăm relație și să rămânem în contact. Orice investitor care are ceva în cap și chiar e investitor, vrea să stea într-o astfel de comunicare pentru că este cel mai sigur mod de a investi pentru el. Pentru că dacă el vede trimestru de trimestru creșterea, victoriile și mai departe, tot când ai ajuns să ai un valuation de 50 de milioane, omul ăla va vrea să investească. Asta e ceea ce le spui și pentru asta te întâlnești. Iar pe partea aia, ce informații divulgi? Divulgi tot ce ai divulga public. Nimic
mai mult. Acum, n-ar trebui să, și public, n-ar trebui să te doară mult prea tare să spui majoritatea lucrurilor din business, pentru că oricum se află, nu e ca și cum poți să le ții prea bine secret, însă, normal, anumite chestii rămân la tine și le controlezi tu. Dar asta e perspectiva mea. Eu aș mai puncta ceva aici, Răzvan. Cu excepția zonei de startup, provocarea principală, din punctul meu de vedere și din experiența mea pe care o au fondurile de investiții, atunci când vor să investească într-o companie, este să-l convingă pe antreprenor să-și cedeze o parte din companie. Asta ce înseamnă? Înseamnă că dorința și cererea e de partea lor și ceea ce îți dorești și ceea ce vrei este să te întâlnești cu cât mai multe fonduri, să ai deschiderea către cât mai mulți, ca să ai o competiție. Adică în momentul în care tu ești pregătit și spui, da, vreau o investiție, vrei ca leverage-ul să fie de partea ta, nu de partea lor. Și să ai 2, 3, 4, 5 propuneri sau să ai 5 fonduri cu care stai de vorbă și care sunt pregătite să investească în compania ta. Și lucrul ăsta îl faci, cum spuneam mai devreme, prin această comunicare cu cadență. Vrei să ai mult mai mult de 5. 10? Vrei să 20? Vrei să se bată. Odată ce nu, dacă nu se bat investitorii pentru partea din business-ul tău, tu vei pierde. Punct. Trebuie. Da. Deci ar trebui să le fac un chestionar cu întrebări și să-i pun într-un Excel în mare. În nu. Ce chestionar cu întrebări? Nu. Nu, plumeam. Nu, frate, după și da cafele. Ok, nu, glumeam. Dar să-i centralizez vorba și ce am înțeles, cu ce am rămas în esență este să le trimit periodic o actualizare cu ce s-a întâmplat și cu planul nostru mai departe. E după ce ai stabilit o relație cu ei. După ce a stabilit o conexiune. Da, am înțeles. Și motivul pentru care ei vor această relație cumva. Da. Dragii mei, vă mulțumesc tare mult pentru tot. Mă uit la ceas, este 11:33. Mi-am atins din fericire toate întrebările pe care le-am pregătit. Vă mulțumesc pentru toată claritatea. Și în primul rând vă mulțumesc pentru sistemul TB. Mulțumesc mult, dragule. Iubesc să văd antreprenori ca tine. Pur și simplu iubesc să-i văd, iubesc să văd când reușesc, iubesc să văd că nu vor să oprească la un mic business care, ok, face 10 milioane și îmi oferă traiul pe care, orice traică pe care pot să-l am, dar hai să ne oprim aici că e confortabil. Și plus, iubesc când aud business-uri atât de bine aliniate cu locul în care merge lumea și încăpățânarea asta de a reuși. Mie îmi place și încăpățânarea de a reuși din Râmnicu Sărat. De ce? Pentru că cred că fiecare oraș, orășel din România are nevoie de 1, 2, 3 astfel de antreprenori încăpățânați să reușească din locul ăla, chiar dacă e greu, pentru a crește economia într-un mod omogen pe în țară, nu să avem două puteri, București și Cluj, și restul să moară de foame. Cred că este necesar pentru să avem astfel de antreprenori. Așa că îți mulțumesc foarte mult, dragule. Mulțumesc din nou, Adrian. Noi ne revedem la următorul. Nu uitați, dragilor, aveți jos link pentru cine vrea să folosească softul TBF Digital pentru a-și face managementul mai ușor în companie și la fel aveți și o ofertă pentru cursul în care explic întreg sistemul de management despre care am mai vorbit în podcastul ăsta. Dar până atunci, dragilor, știți voi vorba aia. Rămâneți nerezonabili. Pa, dragilor, mulțumesc frumos. Ne revedem. Ne revedem. Nu mă vârtej.